Creștini sau închinători la idoli? Judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu. Fraților, vreau să lămurim un subiect care, din păcate, astăzi este cu grijă ocolit și, deci, este într-o totală confuzie, anume, cui ne închinăm. Veți replica, lui Dumnezeu, desigur. Bine ar fi să fie așa, dar trebuie să vedem din Sfânta Scriptură și din învățătura Sfinților Părinți ce este și cum anume devenim închinători al adevăratului Dumnezeu. Iată cum chiar Hristos Domnul și Dumnezeul nostru ne învață care este adevărata urmare a lui Dumnezeu și cum putem să fim adevărați slujitori și închinători al Lui. Dar ce vi se pare? Un om avea doi fii și, ducându-se la cel din tâi, a zis: Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea. Iar el, răspunzând, a zis: Mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Mergând la al doilea, i-a zis tot așa. Acesta, răspunzând, a zis: Nu vreau. Apoi, căindu-se, s-a dus. Care dintre aceștia doi a făcut voia tatălui? Zisa lui, cel de-al doilea. Zisa lor Iisus: Adevărat grezi vouă, că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Iată că doar cel ce împlinește voia lui Dumnezeu, doar acela este creștin adevărat. De mă iubiți, păziți poruncile mele. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu, și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Cel ce nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. De aici putem înțelege că, fără a împlini întru totul și întocmai toate poruncile lui Dumnezeu, nu putem fi creștini adevărați, ci doar farisei, veritabili farisei. Confuzia creată între creștini este uriașă. Bieții creștini cred orice și de la oricine. Numai cuvântul Evangheliei nu îl mai pot crede. Este foarte trist. Și asta pentru că cei ce ar fi trebuit să fie lumină pentru ei sunt de fapt întuneric desăvârșit. Numai crede-i preoții în Evanghelia lui Hristos. Atunci ce să mai spui de bieții creștini? Au ajuns sărmanii creștini care sunt cu totul orbi duhovnicește să declare ei pe cine vor ca înțelepți și sfinți și să-i încununeze cu laude răsunătoare doar pentru că sunt întru totul pe placul lor, în duhul lor, în duhul lumii acesteia. Este o amară înșelare. Iată ce ne spune Evanghelia referitor la aceasta. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine, căci tot așa făceau prorocilor mincinoși părinților. Acum despre jalnica neștiința creștinilor de rând. Este de prisos a mai vorbi, dar aș vrea să subliniez faptul că au ajuns în această cumplită beznă duhovnicească datorită îndrumătorilor lor, a sfinților deja declarați chiar de ei, a văzătorilor cu Duhul care au aruncat poporul în cea mai adâncă prăpastie a confuziei și a neștiinței, a necredinței și a minciunii. Lumea recunoaște ca mari și sfinți doar pe cei ce sunt în duhul ei.
Iată ce ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Pe cine i-a recunoscut lumea drept sfinți? Pe cine a fericit și a preanălțat cu laudele sale? Pe prorocii mincinoși, pe învățătorii mincinoși, pe fățarnici. Cum s-a purtat ea cu adevărații sfinți al lui Dumnezeu? I-a lepădat, i-a acoperit cu ocări, cu clevetiri, i-a prigonit ca pe niște vrăjmași ai societății omenești. I-a supus celor mai grele prigoane și i-a necăjit cât se poate de crunt. Din cartea Predici, Sfântul Ignatie Briancianinu. Chiar de la însuși Hristos Domnul învățăm care este adevărata slujire, adevărata urmare a lui Dumnezeu. De mă iubiți, păziți poruncile mele, căci dragostea de Dumnezeu aceasta este, să păzim poruncile Lui, și poruncile Lui nu sunt grele. Nimic altceva nu ne dovedește a fi adevărați închinători decât dacă împlinim poruncile Lui Dumnezeu întru totul și întocmai. Dacă vom lăsa din voia noastră chiar și o singură poruncă neîmplinită, vom fi numiți călcători de poruncă. De explicat faptul că e cu totul altceva să te lupți și să cazi din neputință și alta e să neglijezi intenționat o poruncă. Vreau să explic încă o dată că nimic, dar absolut nimic nu ne va îndreptăți înaintea lui Dumnezeu decât numai împlinirea poruncilor Lui. Spun asta pentru că creștinii actuali sunt foarte încântați, peste măsură, sunt captivați cu totul și entuziasmați de făcătorii de minuni, de toți cei ce se pretind mari îndrumători, mari duhovnici și de tot ceea ce este senzațional. Toate acestea sunt înșelări demonice pentru a ne îndepărta cu totul de la împlinirea poruncilor, singura cale de a deveni creștini adevărați. Iată cum explică aceasta Sfântul Ignatie Briancianinu. Încălcarea chiar și a celei mai mici porunci evanghelice e însoțită de urmări amare. Cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, a grăit Domnul, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor, adică nu va fi părtaș al ei. Iar deplina neluarea minte la poruncile evanghelice, ca față de o învățătură morală care nu trebuie neapărat împlinită, atrage după sine în chip hotărător pierzania. Împlinirea poruncilor Domnului nu poate fi înlocuită prin niciun fel de nevoințe. Împlinirea poruncilor Domnului nu poate fi înlocuită prin nici un fel de nevoințe. Nu poate fi înlocuită nici măcar prin minuni. Mulți, spune Mântuitorul, vor zice mie în ziua aceea, Doamne, Doamne, au nu cu numele Tău am prorocit și nu cu numele Tău draci am scos și nu cu numele Tău multe minuni am făcut? Și atunci voi mărturisi lor, niciodată nu v-am știut pe voi, depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea. Zidirea sufletească ce se întemeiază nu pe împlinirea poruncilor, ci doar pe nevoințe, e nestatornică. Deșartă, ea nu poate îndura nici necazurile de la oameni, nici ispitele de la draci, este străină de lumină, plină de întuneric și amăgire de sine. Din cartea Predici a Sfântului Ignatie Briancianinu. Așadar, am înțeles că doar împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, întocmai și întru totul, ne dovedește ca adevărați creștini. Dar astăzi creștinii au lăsat porunca lui Dumnezeu și împlinesc cu o deosebită râvnă porunci ale oamenilor, mai mult sau mai puțin. A amesteca poruncile dumnezeiești cu poruncile omenești
este iar o jalnică înșelare. Este o batjocorire a învățăturii lui Hristos Dumnezeu. Cu porunca lui Dumnezeu nu se face negoț, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, la fel și Evanghelia. Bine a prorocit Isaia despre voi fățarnicilor, precum este scris: acest popor mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Dar în zadar mă cinstesc învățând învățături care sunt porunci omenești. Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți datinele oamenilor, spălarea olcioarelor și a paharelor și altele ca aceste multe pe care le faceți. Și le zicea lor: bine, ați lepădat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Oamenii, mai bine zis cei din fruntea bisericii, au cutezat fie să amestece, fie chiar să înlocuiască poruncile lui Dumnezeu cu învățături omenești care spun ei că adaptează sau actualizează creștinismul în numele dragostei și al iubirii. Vă vine să credeți așa ceva? Este cea mai cumplită trufie demonică. Iată ce ne spune Sfântul Ignatie Briancianinov. Acum, în multe privințe, oamenii au cutezat să bage așezămintele lor în așezămintele Sfântului Duh. Din această pricină, așezămintele cerești au devenit pământești. Cele duhovnicești s-au făcut trupești. Cele sfinte s-au făcut păcătoase. Cele înțelepte s-au făcut neroade. Oamenii văd nepotrivirea. Văd ruina căruia îi dă naștere această nepotrivire. Însă nu văd temeiurile din care vin nenorocirile, pentru că privesc în lumina proprii rațiuni căzute, nu în lumina lui Dumnezeu. Temeiul nenorocirilor stă în disprețuirea trufașă de neîngăduit a poruncilor Sfântului Duh, în înlocuirea acestora prin propriile rânduieli. Iată unde este pricina neorânduielii de obște. Pricina decăderii creștinismului, a decăderii morale, care premerge întotdeauna tulburărilor cetățenești și care prevestesc aceste tulburări. Există ca indivizi creștini, dar s-a pierdut cunoașterea de obște adevărului care să îi unească pe toți într-un singur trup duhovnicesc, cu un singur fel de a gândi, într-un singur duh, sub un singur cap de obște, Hristos. Acum fiecare are într-o măsură mai mare sau mai mică un fel propriu de a gândi, o religie proprie, o cale proprie pe care și le-a însușit intenționat sau întâmplător, pe care le consideră corecte sau pe care doar și le îndreptățește. Această turmă nenumărată, care a pierdut legătura și unirea în adevăr și în duh, înfățișează celui ce privește duhovnicește priveliștea unei neorânduieli fără seamă. Fiecare oaie o ia razna, neștiind încotro se duce, nimeni nu o oprește, nimeni nu se îngrijește de ea. Din cartea Scrisori către mireni a Sfântului Ignatie Briancianinov. Depărtându-ne de poruncile lui Dumnezeu, se depărtează și Duhul Sfânt de la noi. Asta este perfect logic. Iar fără Duhul Sfânt, creștinii vor fi într-o cădere liberă în adâncul iadului. Au ajuns sărmanii creștini să creadă și ei că sunt mai multe biserici, că doar așa au fost învățați de învățătorii lor. Au ajuns să creadă că ereticii au Duh Sfânt și deci sfinte taine și multe altele. Acestea sunt roadele filozofării omenești, ale înțelepciunii omenești căzute și stricate, roade ale căderii și ale neascultării de Dumnezeu. În nebunia lor, mai mari biserici au crezut că îl pot adapta sau actualiza ei pe Dumnezeu. Iată ce ne zice Sfântul Ignatie Briancianinu.
Zadarnică este trufia minții omenești atunci când încearcă să-L hotărnicească pe Dumnezeu, cel fără hotar, când încearcă să-I explice inexplicabilul, să supună judecății sale pe cine? Pe Dumnezeu. O asemenea întreprindere este întreprindere satanică. Tu care îți dai numele de creștin și nu știi învățătura lui Hristos, dacă din această învățătură cerească, harică, nu ai învățat că Dumnezeu e de nepătruns cu mintea, du-te la școală, ascultă ce învață copiii acolo. Profesorii de matematică le explică, vorbind despre teoria infinitului, că aceasta, ca mărime infinită, nu se supune legilor cărora le sunt supuse mărimile finite, numerele. Că rezultatele lui pot fi cu desăvârșire opuse rezultatelor numerelor. Iar tu, vrând să statornicești legi lucrării milostivirii lui Dumnezeu, zici, asta se potrivește cu ea, asta e potrivnic ei. Ea se potrivește sau nu cu rațiunea ta sănătoasă, cu concepțiile și cu senzațiile tale. Oare din asta reiese că Dumnezeu este obligat să înțeleagă și să simtă așa cum înțelegi și simți tu? Ori tocmai asta cer tu de la El. Iată un lucru cât se poate de nechipzuit și întru totul trufaș. Din cartea Scrisori către Mireni de Sfântul Ignatie Briancianinov. Acum, ca o primă concluzie, trebuie lămurit pe deplin că doar împlinind poruncile lui Dumnezeu, întru totul și întocmai, vom fi adevărați creștini, adevărați următori al lui Dumnezeu. Cu porunca lui Dumnezeu nu se face negoț, iar dacă ne vom da spre ascultare oamenilor, împlinim voia lor, poruncile lor, în detrimentul poruncilor dumnezeiești, atunci suntem închinători la idolul numit om. Au nu știți că celui ce vă dați spre ascultare, robi, sunteți robi aceluia care vă supuneți? Fie ai păcatului spre moarte, fie ascultării spre dreptate. Cu preț ați fost cumpărați, nu vă faceți robi oamenilor. Dar Domnul nostru Iisus Hristos ne-a avertizat cu multă durere, cum că creștinii de pe urmă vor fi îndărătnici și neascultători, ne mai pună niciun preț pe Sfânta Evanghelie și, urmând altor învățători, se vor dovedi ca închinători la idolul numit om. Căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci, dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățători după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme. Este foarte viclean diavolul. Îți lasă numele de creștin, adică doar părerea că ești creștin, dar îți ia temelia, piatra Hristos. Întrebați-vă și voi fiecare în parte, cine a împlinit voia lui Dumnezeu? Cel ce a zis mă duc, dar nu s-a dus? Sau cel ce a zis nu mă duc, dar apoi căindu-se s-a dus? Tot așa și noi, zicem că suntem creștini, dar nu împlinim nimic sau aproape nimic din poruncile lui Dumnezeu. Creștinismul nu stă pe vorbe goale, căci precum trupul fără de suflet mort este, astfel și credința fără fapte moartă este. Iată și o altă explicație clară pe care ne-o dă însuși Hristos Dumnezeu referitor la importanța împlinirii poruncilor dumnezeiești. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, asemănase-va bărbatul înțelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, asemănase-va bărbatului nechipzuit, care și-a clădit casa pe nisip. Și a căzut ploaia și au venit râurile mari și au suflat vânturile și au izbit în casa aceea și a căzut. Și căderea ei a fost mare. Trebuie să știm ce anume vrea Dumnezeu de la noi. Asta înseamnă o cercetare continuă, un studiu continuu al creștinismului,
pentru a învăța poruncile lui Dumnezeu, pentru a ști ce anume trebuie să împlinim, pentru a putea face o deosebire între poruncile omenești și poruncile lui Dumnezeu. Asta este datoria fiecărui creștin, de a-și cunoaște propria credință. Ca să putem face această discernere, trebuie, chiar trebuie, să cunoaștem foarte bine Sfânta Evanghelie și învățătura Sfinților Părinți, adică creștinismul. Preoții ar trebui să știe dumnezeiește Sfintele Canoane și să se călăuzească după ele. Ar trebui, dar realitatea e neagră de tot. Creștinii, neștiind ce este Ortodoxia și în ce anume constă ea, sunt foarte ușor de amăgit de acei îndrumători și povătuitori care vor să-și facă un nume mare. Sunt ușor de amăgit de toți înșelații care își dau numele de creștini, ori înțelepți și sfinți, chiar dacă cu faptele lor, cu viața lor, dovedesc contrarul, adică tăgăduiesc puterea ei. Nu știu sărmanii creștini că acești învățători mincinoși pot fi recunoscuți doar după faptele lor. Cei ce își cunosc bine credința și știu bine ce anume cere Dumnezeu de la ei, aceia vor fi bine ancorați pe stâncă, adică pe piatra Hristos. Aceia nu vor da ascultare acestor înșelați care cer de la ei ascultare la poruncile lor omenești, pentru că trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Iar a merge orbește după acești înșelători este închinare la idolul numit om. Acest idol al veacului de pe urmă va amăgi cu multă ușurință pe creștinii superficiali, care nu își cunosc credința sau au o idee foarte vagă despre ea. Acest idol va convinge pe majoritatea creștinilor să li se supună și să facă ascultare împlinind voia lor și poruncile lor omenești. Tocmai această ascultare făcută în detrimentul lui Hristos ne va dovedi ca închinători la idoli. Oricine pune voia unui om mai presus de voia lui Dumnezeu este un închinător la idolul numit om. Iată ce ne poruncește Hristos Domnul. Lăsați-i pe ei să încălăuze oarbe orbilor, și dacă ori pe ori va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Fiecare e liber să aleagă, fiecare face ce anume crede el, numai că nepăsarea și dezinteresul ne va costa groaznic de scump, adică veșnicia. Noi vom fi judecați ca închinători la idolul numit om, chiar dacă toată viața noastră ne-am dat numele de creștini, dar a împlini voia lui Dumnezeu n-am fost în stare, pentru că nici n-am știut-o, dar am ținut cu strășnicie la sfaturile băbești. Am împlinit cu o deosebită râvnă porunci omenești. Neștii noi, sărmani și nenorociții, că nu asta cere Dumnezeu de la noi. Doar cei ce împliniți voia lui Dumnezeu sunt închinători a lui Dumnezeu, sunt creștini adevărați, iar cei ce fac altfel sunt închinători la idoli. Neștiința este cel mai sigur iad, ne spune Sfântul Ignatie Briancianinu. Sfinții părinți ne spun că în vremea de pe urmă vor fi două ortodoxii. Da, una falsă, care doar va avea înfățișarea dreptei credințe, dar tăgăduim puterea ei, și doar o rămășiță care se va ancora cu toată puterea pe piatra Hristos. Iată un fragment din această prorocie.
Pericolul vine de la frații cei mincinoși, care sunt dușmani ascunși, cu atât mai periculoși, cu cât cred că ei sunt frați curați. Predică și ei ortodoxia, dar oarecum schimbată și prefăcută după placul lumii acesteia și al stăpânitorului acestei lumi. Predica lor e ca o haină prielnică, care a început să se strice și în loc să hrănească, o trăvește pe cei care o mănâncă. Ei aduc tulburare în rândul creștinilor. Aceștia sunt ispita cea mare a neamului celui de pe urmă. Despre ei a profețit Domnul că vor fi în veacul cel de-apoi. Mulți vor veni într-un numele meu și pe mulți vor înșela. Vorbesc și frații mincinoși de sfânta și prea dulce ortodoxie, de dragoste, de curăție pentru fapta bună, de smerenie și de virtute și ajută obștile creștinești. Cât este de greu pentru ortodoxi și cei curați și simple să înțeleagă pe cine au înaintea lor. Cât e de ușor să fie atrași de ideile lor cele filozofice și să-i creadă. Dacă răscolește cineva adânc în sufletele acestor oameni, va găsi nu dragostea cea fierbinte pentru Dumnezeu, ci închinarea unui idol care se numește om. Fragmentul luat din cartea Apostazia și Antichristul, pagina 217. Dacă vrem să nu fim creștini de formă goală, având doar numele de creștini, dar cu faptele noastre dovedind contrariul, adică tăgăduind puterea ei, a credinței, atunci trebuie să dovedim cu faptele noastre, cu toată viața noastră, că suntem creștini în faptă și în cuvânt. Iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce va face voia Tatălui meu, cel din ceruri. Amin, amin, amin.